astăzi am avut activitatea de lansare a proiectului Erasmus Plus, proiect care se numește Biblioteca, sursă de informare pentru protejarea mediului. Este un proiect pe care îl derulăm pe parcursul a 2 ani de zile, alături de alte 6 țări europene. Țara coordonatoare este Spania, alături de noi mai avem parteneri din Turcia, din Italia, din Croația, din Cehia și din Ungaria. Sunt implicați în acest proiect peste 1500 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani și peste 100 de profesori care, deși vorbesc limbi diferite, care deși au crezuri diferite, au totuși aceeași conștiință vis-a-vis de o educație civică activă europeană pe care trebuie să o dăm copiilor noștri.